Doar 10 state din Occident și-au respectat promisiunea de a livra Ucrainei armament, după ce Occidentul a promis materiale în valoare de 80,7 miliarde de euro. Se pare că România nu a livrat nimic din ce a promis. Conform observatornews.ro, numai 10 state din Occident și-au respectat promisiunea de a livra Ucrainei armament după ce Occidentul a propus livrări de armament în valoare de 80,7 miliarde de euro, arată un studiu realizat de Institutul de Economie din Kiev, citat de tabloidul german Bild, relatează Leta. Polonia este cel mai mare furnizor militar al Ucrainei și și-a îndeplinit 100% promisiunile în valoare de 1,8 miliarde de euro, potrivit studiului. În cifre absolute, Polonia se situează însă pe locul 2 după Statele Unite, care au livrat Ucrainei armament în valoare de 2,33 de miliarde de euro, reprezentând 38,4% din armamentul în valoare de 6,3 miliarde de euro promis. Și-au respectat promisiunile și Letonia, Franța, Italia, Belgia, Luxemburgul, Finlanda, Slovenia, Bulgaria și Austria. Ca cifre absolute, pe locul 3 după Statele Unite și Polonia se află Regatul Unit, care s-a angajat să livreze Ucrainei armament în valoare de 1,12 miliarde de euro. Ele sunt urmate de Slovacia, Spania, Suedia, Danemarca și Australia. Germania a furnizat Ucrainei armament în valoare de 269 de milioane de euro, reprezentând 39,9% din ceea ce a promis. Noua Zeelandă a furnizat 31% din armamentul în valoare de 3,8 miliarde de euro promis, iar Grecia a livrat doar 5,8% din armamentul în valoare de 250 de milioane de euro promis. Coreea de Sud, Portugalia, România și Croația nu au livrat nimic din ceea ce au promis, potrivit studiului, relatează observatornews.ro.